sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dar tot nimic nu cer. Ridică mâinile să atingă stelele, sus până la cer. Domnilor și domnilor, ne-am întors în mare forță cu emisiunea de ceva pe cap, ți-ai pus păienje, ți-ai pus bună tot. Seara, bună seara! Stai să-mi pun și o tabletă asta. Haide. Da, avem și tablete, să știți. Avem tablete. Pentru cei care ne-au trimis la crcotașii.ro, nu uitați. Da, gafe din televiziune, intrați în concurs, neapărat, semnalează-ne greșeli acolo. Săptămâna viitoare câștigați două tablete. Și iată și greșeli la televizor, să vă arăt, uite, acolo. Un nou cutremur ne-a zguduit zilele trecute. La Realitatea, un domnișorel ne spune nouă cam ce măsuri să luăm când se zgâlție pământul. Cel mai important lucru în cazul unui seism este să nu te pierzi cu firea și astfel să faci lucruri necugetate. Păi stai să vi-l arătăm noi pe Gugușticul din imagine cam cât de speriat era când l-a prins acum ceva ani un cutremur în direct. Clădirea Palatului Parlamentului se mișcă. Probabil că este vorba de un cutremur de mare amploare. O să aflați cu toții mai multe detalii la buletinele informative. Clădirea de la Casa Presei Libere chiar și în aceste momente se zguduie. Probabil că e vorba despre un cutremur. Nu avem niciun fel de informații, însă probabil că simțiți și cu toții. Deja văd cameramanul din fața mea care este extrem de temător. Continuăm acum revista presei. Apropo de cutremure, la România TV apare o femeie care le visează. Doamne, mare ți-e zgâlțiala, dar mult zguduie gardul înăuntru. Pentru că ați văzut acest lucru, sunteți dispusă să vorbiți cu autoritățile? Absolut, da. Dar v-aș întreba, dacă autoritățile, mi se cere... până acum autoritățile v-au cerut eventual părerea sau... Absolut nu. Probabil zicea, vorbește și aia, dă din gură și aia. Dar vă spun că totul se verifică, dar eu nu văd numai evenimente negative, deci eu văd și lucruri frumoase de dumneavoastră, lucruri care, evenimente care pot să se petreacă la nivel social, la nivel mondial, deci nu că eu văd doar cutremure și numai lucruri urâte, negre, nu. Deci eu văd orice. Pot să vă spun, văd și culorile. Tot despre cutremur vorbește și primarul Oprescu, cel căruia nu i-au răspuns secretarele după seism. N-aveam stație în momentul când a fost cutremurul la seara, că m-ați întrebat la 4:30. Și am constatat, spre surprinderea mea, că nu răspunde nicio secretară la telefonul. Normal, sunt fete tinere, sunt ocupate, băieții la fel, ce să fac? Domnule primar, știm noi de ce nu au răspuns. Erau obosite. S-au uitat la Masterchef. Frate, m-am încurcat în comenzi. Ce? M-am încurcat în comenzi. Să mă rămân să n-am timp să fac nici el. Supă de pui, cetu cu cetu, safron? Safron? Safron. Safron, zic eu. No, șofran. Cheeky Girls asta nu știa românește nici când a plecat din țară. Acum are o scuză, s-a englezit. Apropo de pocit limba română, în locul columbianului Wilmark, în jurul emisiunii Dansez pentru tine, și-a făcut loc Elvira, care are ambiție și pocește cuvântul coreografie de 3 ori. Cred că coreografia al voastră era una foarte bună. Ați folosit 2 minute la asta foarte bine. Coreografic, la asta mă refer. Coreografic, un dans foarte concentrat și foarte bine construit. Tot la Dansez, Mihai Petre știe cel mai bine cum e să fii feminin. Gura păcătosului adevăr grește. Lasă-mă să cred că eu știu mai bine ce înseamnă să fii feminin. Te de las. Punctul de vedere al bărbatului. Bată-te norocul cum te-ai băgat tu acum. Adică... Cam ciudată declarația, dar cred că a vrut să zică total altceva. Iată, am adus aici un profesor universitar de limba română, domnul... George Michael Pidosnicianu, profesor emerit la Facultatea de Popor Lingvistice, Catedra de Fundamentări Gramaticale, Universitatea Populară Mircea Solcan. Aș fi vrut să vă întreb dacă domnul Mihai Petre, când a spus... Domnul? Mă rog. Când a spus Mihai Petre că știe cum e să fii feminin, la ce s-a referit? Mi se pare
curios lucru că la noi specialiștii trebuie să cunoaștem bine toate genurile, și masculin, și feminin. Mie-mi place chiar neutru, să știți. Mie-mi place teribil neutru. De exemplu, da? Da. Să declinăm când spun, uite, spun o chestie. Un fund, două funduri. Vă rog frumos. E genul neutru, vă rog frumos, dragă. Deci, domnul Petre știe când, că când trăiești, ca să spun ca dumnealui, când trăiești, că când trăiești printre artiști, poți ajunge neașteptat neutru, un dans, două dansuri. Poftim neutru. Așa, mulțumim. Deci, concluzia este clară, domnul Petre s-a referit la genul neutru. Pe tine nu te-ar interesa să declinăm împreună ceva neutru? De exemplu, tu ești scenarist, un pix, două pixuri. Nu, mulțumim foarte mult. Lasă. Nu ne plac fetele, de exemplu, Alexa. Ce s-ar mai putea spune despre poporul român ce nu s-a mai spus până acum? Că este inventiv, asta știm. Că este talentat, asta am văzut cu toții. Dar că are cultură generală, păi asta urmează să ni se demonstreze în următoarele momente. Cine a inventat hârtia? Hârtia? În felul următor este dintr-un copac pe care, dacă nu s-ar exista copacul, nu s-ar fi inventat hârtia. Și cred că este cineva care a făcut... Experimentul ăsta, după care s-a făcut și din maculatură și din reciclare și de mai multe chestii. Știți? Nu. Știu cine a inventat făietajul. Știți cine a inventat făietajul? Da, Jean-Pierre. Ok. Bun. Dar hârtia nu, n-aveți idee. Niciunde. Hârtia. Michelangelo. Okay. Dar nu știi cine, ce popor, ce țară. Eu cred că eu, după părerea mea și asta și chiar știu asta, e nemți. Știi cine a inventat hârtia? Nu. Dacă mă întrebați de astea, nu știu. Nu știți? Nu. Știi cine a inventat hârtia? Chinezii? Care a fost cel mai mare zeu al dacilor? Asta am chinuit să mă gândesc, să scot un răspuns. Nu știu. Am mai luat din istorie. Cei de acolo, din partea cealaltă, de la arabi, încolo. Daci. Ah, daci. Stai așa, stai că chiar știam pe bune. Romanii? Ceva de gen? Zeu. Cel mai mare zeu al dacilor. Unul singur. Zeu. Vă stai că pe asta o știam? Da, știu, mi-am uitat-o. Suntem varză. Știi care a fost cel mai mare zeu al dacilor? Nici asta. Nu m-ați prins bine. Ce a fost Burebista și încă un. Zeu. Da, zeu. Nici asta nu știu. Ștefan cel Mare. Scuzați, și dacă am greșit, îmi cer scuze, că am mai văzut emisiuni din asta. Care a fost cel mai mare zeu al dacilor? Zamoxes. Ce capitală are Turcia? Istanbul. Istanbul. Ce capital? Capitală. Capitală? Capitala Turciei. Istanbul. Deci asta nu știu să vă răspund, ca după aceea să mă fac de... Nimic. Ce capitală are Turcia? Ankara. Care este singura pasăre care își depune ouăle în alt cui? O pasăre. N-am zis că se varză. Pasărea Phoenix. Și știam, babă. Nu știu. Barza? Pasăre. Da. Este... Stai așa. Face cucu. Face cucu, cucu. Cum îi spune? Stai așa. Mamă, m-ai luat exact ca la clasa întâia, dar asta e. Păi ți-am zis cum face. Da, știu. Asta nu știu. Vă zic dinainte. Face cucu. Pupă-să. Nu? Nu, stai un pic. Este cucul. Cucul.
Ne-am spus noi mai demult că Bucureștiul este locul potrivit pentru a găsi cele mai bune răspunsuri la întrebările noastre. Ei bine, le-am găsit. Până data viitoare, a fost Alexa pentru Cronicuță. Pa, pa! Mulțumim foarte mult, Alexa! Îi mulțumim că ea în fiecare săptămână caută foarte mult persoane care nu știu câteodată, în mulțimea de persoane care știu despre ce este vorba. Deci ne-a mare... făcut și declarația cu suntem varză, dar fetelor sunteți. Mare minune să nu vină colega noastră bătută la un moment dat de un cucu, cucu. Da, unde l-o fi găsit? Păi Bănel Nicoliță, știam că e în Franța, în fine. Să spuneți că ești rău, zău. Bebelușelor, dans! Da. Mulțumim foarte mult pe bebelușele noastre! Aolo! Dar ăla e beach sau ce e? Panglică? Nu știu ce este. Emisiunea de Halloween. Așa. Ce arăți acolo cu tableta? Da, 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 să spunem despre tabletă. Nu uitați cărcotașii.ro, semnalează negreșel și intri în direct. Uitați aici, invers așa. Intri direct în premiere acolo. Foarte tare, tabletă foarte tare, AllView 3 Speed Quad. Fetelor, procesor, viteză, bravo. Foarte. Și cum sunteți? Ce vorbe? Bravo, bravo. Ce vorbești? Băi, nici americanii nu au ce avem noi. Un premier atât de basketbalist, de exemplu. Priviți. Plecat din România în America să dea bine la marele licurici de peste ocean, premierul Ponta, cel care, ca premier, e de acord cu exploatarea Chevron din Pungești, dar ca deputat îi susține pe manifestanți, s-a dus să se dea mare acolo. Luni voi avea întâlniri la nivel economic cu reprezentanții câtorva dintre marile companii care acționează și activează deja în România. Marți voi avea o întâlnire cu președintele Băncii Mondiale. Tot în cursul zilei de marți va avea loc întâlnirea oficială la Casa Albă cu vicepreședintele Joe Biden. Am spus să se dea mare? Am greșit! Singurul care e mare în America este Ghiță Mureșan, cu care premierul a și jucat basket. Ai văzut cu ce echipă ți-am venit în coace? Interesant este faptul că din misiunea economică a făcut parte și o anumită presă, în general favorabilă social-democrației. Astfel, cu Ghiță Mureșan au făcut poze și Bada, dar și Gâdea, care îl iubește sincer. Bă, dar nu se poate așa ceva, bă! Bă, s-a dus Ponta în America și Obama și-a găsit de lucru prin curte ca să nu-l întâlnească. Măi, dragă tovarășe Banciu, ești chiar impertinent și recalcitrant. Cârlanul meu, măi dragă, s-a întâlnit cu al doilea om în stat, exact cum m-aș duce eu la Moscova și m-aș vedea cu Medvedev. Da, bă, dar ce să zic, s-a dus să-l tragă de urechi cu statul de drept și după ce l-a tras, da, Ponta s-a văzut așa înalt încât s-a fotografiat cu Ghiță Mureșan. Două arătări de circ asta. Ce să mă iei animalele că mă enervez acum? Și eu m-am fotografiat în Piața Roșie cu Lenin, măi drag. Și care e problema? Mari oameni stârnesc chiar și acum respect. Ei, nu că asta e bună, deci v-ați făcut poze, bă, ce să-și, două fosile comuniste, i-au mai luat și pe aia doi, pe Badea și Gâdea, ca să-și facă poze cu Big Ghiță, nu că asta e chiar paradox, bă. Deci statuia libertății basketbalistice din România și statuetele obedienței lingușitoare. Măi, animalule, că mă ia inima, unde am pus pastilele alea, pobeda ale mele, băgați sceneta, măi, că mă enervează, că poate chemi niște mineri să-ți vulcă. Organizeze capul ăla de cauciuc, țar capul ăla de cauciuc. Patru cu cinci, nouă. Patru cu cinci. Un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Oh, my God. Afghanistan! Ai pierdut Afghanistan! Oh, my God. E rândul tău, Joe? Yes, Mr. President, yeah. Unu, doi, trei, patru, one, two. Yes, Letonia. Da, ce este aici? Ce este la Letonia? Ce? Letonia este sub influența rușilor. Oh, my Du-te God. Tu două poziții mai jos în Finland. Finland? Oh, yeah. One, two. Ce ghinion teribil. Noroc, avem scutul antirachetă de la Deveselul, Mr. President.
Nu te baza pe ăla, că ajung rușii în două ore acolo cu tot cu tancuri. Oh my God! Yeah. Excuse me, Mr. President, Mr. Vice President. Yes. Vă caută un domn Ponta. Zice că vine din România și are întâlnire azi. Ponta? Ponta. Nu e marinarul ăla cu băutura? Cum îi zice? Ceaucecu. Ceaucecu. Nu, Ceaucecu a fost împușcat. Celălalt care n-a fost împușcat încă... Yes. Iliescu. No, Mr. Ponta este premierul României. Ponta. Ponta mi se pare cunoscut. Leu, e ăla cu plagiatul. Ia cărțile astea de aici și ascunde-le, că ăsta dacă intră copiază tot. Are dreptate. Îl primiți dumneavoastră, Mr. Doamne President. Doamne ferește, eu trebuie să merg la basket cu băieții. Tu ce faci? Eu sunt foarte, foarte ocupat. Am ce-am drag în program. Nimic, domnule vicepreședinte. Foarte bine, îl primești tu. O să-ți povestească cum e capitala României Budapest. Bye. Bye. Bye, good luck. Good luck. Good luck, Mr. President. Yes. Come in. Domnul președinte, avea dreptate Nenanelu cu vorba aia, că n-are cum America să aibă președinte negru sau vorba aia, ca și cum Anglia ar fi condusă de un bărbat. Come in. Domnul vicepreședinte al Statelor Unite, Joe Biden, domnul prim-ministru al României, Victor Viorel Ponta. Viorel! Viorel is like in melodia lui Queen. Viorele! Viorele! Da. Ce, acesta nu este cartea noastră de impresii de la Casa Albă, mister? I'll take that. Îmi cer scuze, dar eu am luat-o cu împrumut ca să notez câteva fraze care mie mi-au plăcut foarte, foarte mult. Yes. Luați loc? Da. Luați loc. Thank you very much. Yes. Eu pe acolo am venit. Da, Eu o să traduc. Da, da, sir. Viorele, what's up? Holiday in Miami again. N-aveți ce face și vă plimbați aiurea prin America? Nu. Deci eu am venit în vizită oficială. He came to Disneyland. To Disneyland? Yeah. Yep, he's back home then. He looks like Mickey Mouse a lot. Yes. Ne bucurăm mult. A venit și domnul Crin Antonescu? Nu. Domnul Crin Antonescu a rămas în România și lucrează la noua Constituție. Constitution, you know? Oh, no. He couldn't wake him up. He almost missed the flight. Good. I hope they are done with the coup d'etat rubbish. Sperăm într-o extindere a investițiilor americane în România. Mulțumesc frumos! Avem o problemă, Duduie. Deci, la noi acolo, în satul Pungești, băieții de acolo nu vor să se prăbușească cu satul pentru exploatarea șevrăm, înțelegeți? Adică e... He said that if anyone makes trouble again in Pungești, he will beat the crap out of them. That's good, as we get a lot of commission from there. America apără drepturile omului. Thank you. Thank you very much. Ce vreau vă să întreb ceva pe domnul? Aș vrea să vă întreb, domnul președinte, Mr. President, dacă la anul pot fi eu președinte. Unde? Aici? Nu, la noi în România. 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 Ok. Mr. Ponta is asking if he can get president, even if their helpers, Voiculescu and Dragnea, are going to jail. He's more funny than Mickey Mouse. Ce a zis? Că aveți șanse foarte mari. Thank you. More funny. Yeah. Salut. Domnul președinte e aici, că trebuia să mergem la un meci de basket. Wow, Big Ghiță, idolul meu, Doamne. Băi, Ghiță, îți mai aduci aminte când am jucat basket împreună? Ce tare, vicepreședintele l-a adus pe Mickey Mouse. Ghiță, pot face o poză cu tine? Sigur. Ia uite ce mic a ajuns. Seamănă cu Boc înainte să plece. Mulțumim foarte mult. Mulțumim mult, Puștiu, care a evoluat în două roluri de data asta, și președinte și Big Ghiță. Big Ghiță, să știi că a făcut un efort să stea pe picioroage. Mulțumim, Puștiu, foarte mult.
Yes, Mr. Da, de mine n-ai zis că am stat cu urechile alea două ore și nu mai auzeam, nu mai vedeam. E, na, da, cărți. Dar tu că erai american și că te dădeai vicepreședinte. Da, bine, trecem mai departe. Ia, ia. Stai. Hei, lăsați. Săptămâna trecută colegul Hrubaru, adică eu, a fost la Moise Guran să-i facă un cadou din partea noastră, niște pișoarcă. Evident, am fost refuzați politicos, dar Moise și-a adus aminte de cronică. Au venit astăzi băieții de la Cronica Crăcotașilor să mă întrebe cum dau eu cu cursul de gard. M-am exprimat așa la un moment dat, am zis, doamne, gata, iar am dat-o de gard. Se mai întâmplă din când în când să o dau de gard. Însă nu pentru mult timp. Același Moise vorbește despre o terță persoană cu fostul administrator de la Hidroelectrica. Din păcate, după ce a dat-o de gard cu schimbul valutar, domnul Guran a zguduit-o și cu identitatea persoanei. Explicați-ne puțin, vă rog. Aici o rugăminte. Da. Domnul, nu este domnul Mihăilă, cel pe care l-a arătat dumneavoastră cu degetul, sau nu este Mihăilă al nostru. Ne cerem scuze este atunci. Este deputatul Mihăilă, care este fiul domnului Mihăilă, membru în Consiliul de Supraveghere. Da, așa este. Mă rog, e un amănunt important ăsta. Domnul Mihăilă asta. E un personaj respectabil, ca vârstă are 69 de ani. E important sau nu e important faptul că domnul Mihăilă, despre care vorbim și nu e acesta, îmi cer scuze, de la fiul domniei sale, dar l-am pus pe fiul domniei sale, cu care de altfel și seamănă puțin, e deputat în Parlamentul României. Are vreo relevanță asta? Nu, n-are. Rămânem la TVR România Abonament, unde zâna Andreea Marin a început un nou proiect. O emisiune plină de viață, numită Cimitirul Elefanților. Iată-i pe toți prezentați de neobosită. Tare mult suflet au pus pentru noi Marcel Pavel și Raluca Opneanu. Iar la pian, părintele acestei melodii, talentatul compozitor Mihai Alexandru. Vreau tare mult să-i ofer un buchet de flori cu ajutorul prietenului și asistentului mulțumesc meu, Omar. Mulțumesc, Raluca, îți mulțumesc tare mult, draga mea, și mult succes! Onorată, mulțumesc! Vorbeam de elefanți! Să vedeți un prontozaur prezent și el în emisiune. Este vorba de celebrul Cove, aflat sub contract cu Canal D. Doamna Andreea, dumneavoastră aici, vai de mine, dar ce la soare m-aș putea uita la dumneavoastră dacă e un sclipicios de ăsta frumos! La soare te puteai uita, dar la zână babăi, Cove. Dar ce te faci că tanti Marin are un nou asistent, un turc. Vă sună cunoscut? Omar, o să te rog să te prezint, să spui numele întreg, că e complicat. E cam complicat, dar e simplu. Omar, a zis Jasim. El este asistentul meu de astăzi, este student la finanțe, e pasionat de actorie. Omar va fi alături de mine. Mulțumesc, Omar! Succes! Mulțumesc! Dar să revenim la brontozauri televizați, Vaticanul dezminte că Diaconescu emită din Capela Sixtină. Arhiepiscopia Romano-Catolică a făcut însă mai multe solicitări către Sfântul Scaun pentru a afla care este situația exactă a apostolului lui Dan Diaconescu, răspunsul primit fiind că toate afirmațiile omului de televiziune sunt false și nefondate, acesta nu s-a mutat la Vatican, iar Sfântul Scaun nu i-a oferit niciun spațiu pentru televiziunea sa. Mai mult, firma care deține televiziunea prin care Dan Diaconescu a emis în ultimele zile spune că nu are niciun fel de contract cu acesta, astfel încât situația lui Dan Diaconescu și a OTV-ului este în continuare incertă. Cu cuvintele la el, cum îl știm, domnul Dan explică la B1 TV, ne scuzați din nou, că nu emite din Vatican, ci din cartierul Vatican de la Roma. Brenea Dane, nu ești nici în iad, nici în rai. Ești în purgatoriu. Dar purgația asta îți face din ce în ce mai rău. Scrie pe casa mea, scrie așa, Via Germanico, numărul cu tare, dedesubt Vaticano Prati, asta înseamnă cartierul Vatican. Deci nu Vatican, statul Vatican. Dom'le, stat? Da. Vatican este o zonă în care doarme papa, vorbește papa mulțimii, ține slujba, există o capelă Sixtină pe care o vizităm noi turiștii, există un muzeu și punct. Punct. Nu există un birou în care cineva să poate emite, nici măcar Raiul 1. Nu emite de acolo. Deci Vatican, teritoriul sau Vatican nu se poate așa. Emite. Tocmai de-aia eu n-am spus niciodată că emite de acolo. Ce am spus altceva. De la Vatican. Nu e adevărat. Dați-mi dovada că am spus că emite. A spus luni în emisiunea la Robert. Păi de la Vatican înseamnă Via Germanico. Atenție, atenție, stați puțin. Da. Doamna Tănțica, bine ați venit, doamna Tănțica. Hai, mamă, lasă-mă că să nu exagerăm. Eu n-am venit, mai mult m-am târât. Măi, buburuza. Ce credeți, doamna Tănțica, Senzaționescu? Emite de la Vatican? Ei, hai, măi, domn degețel, când te maturezi, asta... Când te maturizezi, asta am auzit că bea cafea cu rom toată noaptea ca să stea treaz, păi el mai știe ce vorbești. A, deci dumneavoastră vă uitați la OTV, doamna Tăsica.
Vă uitați la OTV, doamna Tăcică? Aolea, dragă, mamică, ce frumoșește, mă! Deci n-are Diaconescu emisiuni câte nopți am studiat eu la lumina televizorului, dar fără sonor când pierde și pofta de băut, de studiat. Da, mulțumim foarte mult, a fost doamna Tăcică, aplauze pentru doamna Tăcică. Și ne întoarcem și noi după scurtă pauză. Ce tează, doamna Tăcică? Urmează la cronică. Parlamentriștii își caută o ocupație. Piscina din Palatul Parlamentului a fost începută de mult, dar neterminată niciodată. Și acum toată lumea fuga la piscina Parlamentului. Asta face și dezbrăcatul. Dacă vrei ceva frumos, dai mie 200 de euro, îți aduc ceva. Și la final ne cântă Ami. La revedere, sănătate, vă doresc pentru că eu plec. Sănătate! Rămâneți pe prima! În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor!